Românii mor de foame, însă liberalii trag cu dinții să nu diminueze profiturile băieților deștepți din energie. După ce Partidul Social-Democrat a propus un pachet de măsuri menit să mai domolească creșterile preconizate pentru perioada următoare, Florin Cîțu a declarat că prețurile nu se vor reduce. Criza economică și a facturilor la utilități generează noi polemici în cadrul coaliției de guvernare în aceste zile. La ultima sa declarație publică, liderul Partidului Social-Democrat, Marcel Ciolacu, anunța un nou pachet de măsuri menite să mai domolească creșterile preconizate pentru perioada următoare. Numai că Florin Cîțu spune că nu vede o soluție în măsurile propuse de PSD, deși printre acestea se numără reducerea TVA-ului la energie și gaze, precum și o măsură de înghețare a prețurilor la anumite alimente de bază, pe modelul deja implementat de Ungaria. Președintele PNL pare să fie de partea băieților deștepți din energie și de această dată, întrucât acesta a declarat că prețul nu va scădea. Această explozie va pune la pământ întreaga industrie românească, care nu va mai putea concura cu prețurile produselor fabricate în celelalte state. Avem cel mai mare preț din Europa, iar economia noastră se destructurează. Observăm că totul s-a produs în luna august a anului 2021. Brusc, așa peste noapte, au început să crească prețurile fără nicio legătură cu costurile. La acel moment, coaliția de guvernare PNL-USR-UDMR nu a făcut nimic pentru a îmbunătăți situația.